Rectificarea bugetului județului Suceava a fost aprobată în ședința de joi de către deliberatul județean. Astfel va avea loc suplimentarea cu 10,285 de milioane de lei a sumelor defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat în luna septembrie. Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, banii vor fi alocați pentru continuarea lucrărilor de modernizare la 4 drumuri județene. Așadar, drumul județean Pojorâta-Rarău va beneficia de 1,755 de milioane de lei pentru lucrări de protecție a versanților. Drumul județean Siret-Climăuți-Frătăuții-Noi va beneficia de 4,1 milioane de lei. În ceea ce privește drumul județean de la Slătioara, 3,8 milioane de lei vor fi direcționați către acesta, iar pentru drumul județean Solonețul Nou-Pleșa, 600 de mii de lei.